Bună ziua, sunt Dragoș Dinu, coordonator sector public Centrul Român de Politici Europene și ne aflăm în cadrul proiectului Dezbatem Politici, Creștem Expertiză. Astăzi dezbatem situația planificării strategice din România, managementul politicilor publice și, per ansamblu, eficiența guvernării. Alături de mine se află domnul Victor Giosan, expert afiliat CRPE și fost secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului și unii ar zice că vinovat de o serie de reforme care au fost promovate în perioada 2006-2008, domnul Radu Iacob, consilier afaceri europene în cadrul Cancelariei Primului Ministru și membru al Direcției de Politici Publice de ceva vreme și angajat în acest efort de reformă a managementului politicilor publice și de asemenea domnul Gary Reed, un reputat consultant al Băncii Mondiale care a asistat Guvernul României în promovarea măsurilor de reformă a administrației publice și continuă să facă acest lucru. Am primit o serie de întrebări interesante de la cititori, ne-am străduit să cât mai multe dintre ele și sunt plăcut surprins de interesul care a fost manifestat pentru această temă oarecum tehnică. Acum am să rog fiecare din colegi să menționeze principalele lucruri care, în opinia lor, ar trebui să fie adresate în perioada următoare de către guvern, în așa fel încât să îmbunătățim acest proces de planificare strategică și să încercăm într-un final să avem o aliniere între resursele financiare pe care le avem și politicile și obiectivele de politici pe care vrem să le atingem. O să începem cu Victor. Este destul de greu să sintetizez în câteva cuvinte tot ceea ce ar trebui făcut. Am să încerc totuși. Cred că, în primul rând, este nevoie de a unifica sistemele de planificare strategică. Mai precis, este vorba de a implementa și în domeniul politicilor naționale, finanțate din fonduri naționale, ceea ce există în acest moment în domeniul politicilor europene, a programelor structurale europene. În al doilea rând, este nevoie de a unifica partea de programare bugetară cu partea de fundamentare de politici, inclusiv pe parcursul execuției bugetare. Cu alte cuvinte, cred că este vorba de a introduce cu adevărat un buget orientat spre performanță și cu o perspectivă multianuală pe termen mediu de 2-3 ani. În al treilea rând, cred că trebuie făcut un efort sistematic de consolidare a funcției publice în România. Și mă refer aici la un sistem coerent care să aibă în vedere atât selecția, promovarea, premierea celor care lucrează în funcția publică și care să aibă la bază criterii obiective de dezvoltare a unor competențe. Și în centrul acestor competențe pe care trebuie să le aibă cei care lucrează în funcția publică și care trebuie anual evaluate, trebuie să stea cele legate de politici, fundamentarea politicilor publice, planificarea strategică și managementul bugetar orientat spre performanță. Și poate în al patrulea rând, după toate acestea, un efort foarte consistent de creșterea calității și de dezvoltarea competențelor personalului care există în administrație pe aceste trei direcții. Fundamentare de politici, planificare strategică, management bugetar orientat spre performanță sunt trei direcții, în opinia mea, profund deficitare. Calitatea documentelor pe care administrația publică în acest moment este capabilă să le producă la nivel central este cel puțin problematică. Există semnale foarte clare și care, în opinia mea, au depășit nivelul politeții diplomatice din partea Uniunii Europene că aceste documente sunt necorespunzătoare sau de o slabă calitate și atunci urgența unor pași importanți și foarte hotărâți în această direcție este mare. Și un ultim lucru, trebuie foarte multă consecvență, decizie și, cum să spun eu, hotărârea factorului politic de a duce până la capăt aceste reforme, pentru că ele afectează într-o măsură foarte importantă maniera în care este înțeleasă activitatea politică astăzi în România.
Mulțumesc, Victor. Este adevărat, mare parte și din întrebările pe care le-am primit au vizat exact aspectele pe care le-a menționat domnul Giosan. Avem nevoie de întărirea capacității în aceste domenii orizontale. Nivelul de calitate a documentelor de politici publice elaborate în administrația centrală trebuie îmbunătățit și permite o îmbunătățire semnificativă și, de asemenea, managementul resurselor umane a fost foarte des menționat ca un aspect problematic. Mergem mai departe la domnul Iacob. Reformele la centrul guvernului în ceea ce privește managementul politicilor publice și la nivel instituțional au fost, foarte, foarte prezente, iar direcția de politici publice care se afla la Secretariatul General al Guvernului a fost recent transferată în cadrul Cancelariei Primului Ministru. Ne așteptăm cu toții la o ușoară flexibilizare și poate un alt tip de coordonare de la nivel central. Și un nou impuls. Și un nou impuls pe care să-l dăm ministerelor de resort, așa cum sugerează Victor. Radu? Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Cu ce să încep? Cred că știm cu toții cei de la masă că, mă rog, reformele în acest domeniu, începând cam de prin 2004-2005, s-au axat, să spunem, preponderent pe asigurarea unui cadru legislativ și instituțional. Într-adevăr, una din problemele cu care ne-am confruntat a fost că ceea ce am scris în teorie și am și beneficiat de foarte multă asistență tehnică în acest sens. S-au făcut manuale, metodologii, inclusiv de evaluare a impactului, în sensul de a fundamenta mai bine deciziile, nu întotdeauna au avut impactul scontat sau poate nu au fost întotdeauna interiorizate, să spunem, la nivelul activităților de zi cu zi ale administrației. Poate că și, mă rog, perioada mai tulbure generată de criza economică și financiară a făcut, mă rog, cumva accentul să cadă pe măsuri mai radicale și mai rapide și poate mai puțin pe chestiunile acestea care iau timp și cer răbdare. Consider că, cel puțin la acest moment, venirea Direcției Politici Publice la Cancelarie, eu o interpretez ca fiind un semnal pozitiv și, cel puțin din discuțiile purtate până acum, avem sprijinul pentru a continua aceste reforme. Încercăm totuși să schimbăm un pic abordarea. Poate că în trecut ne-am preocupat destul de mult de un fel de revoluție în sistem și am încercat să introducem niște proceduri care să se aplice întregului proces decizional. Mă refer aici la toate ministerele, mă rog, la administrația centrală, să-i spunem așa. Ne dăm seama că, bun, succesul a fost limitat, încercăm să schimbăm abordarea și să mergem cumva țintit pe anumite domenii. Avem un lucru, un HG, care, o hotărâre de guvern, care pe de-o parte să codifice și să clarifice un pic partea asta conceptuală de politici publice și care, în colaborare, sau să spunem, în mână cu planul anual de lucru al guvernului, un instrument dezvoltat împreună cu Banca Mondială, să permită o selectare și o prioritizare a celor decizii pentru care să se facă un număr limitat, pentru care să se facă studii de impact. Deci, cumva, să ne concentrăm punctual pe anumite probleme. Acest demers, cumva, se potrivește și cu un demers recent pe care Cancelaria l-are, și anume acel delivery unit de care am vorbit și pe site, de care am scris și pe site, și care, mă rog, este o invenție britanică, să-i spunem așa, dar care s-a aplicat în mai multe țări cu rezultate destul de bune și care, tot așa, cumva încearcă pe câteva domenii prioritare să introducă această orientare spre obținerea unor performanțe. Să ai niște obiective clar definite, cu indicatori măsurabili și indicatori de performanță și care se poate fi urmărită într-un termen relativ scurt de timp, adică de delivery unit, încercăm să ne gândim la un număr redus de priorități și să se vadă niște rezultate în maxim 2 ani palpabile. Totodată,
am realizat că există și o problemă la nivelul nostru în ceea ce privește coordonarea unei imagini de ansamblu a ceea ce se întâmplă cu aceste reforme și în acest sens, din nou, beneficiem de sprijinul Băncii Mondiale și dorim să punem în aplicare și am încrederea că va fi operațional până la mijlocul anului 2014 un sistem de monitorizare și evaluare care se axeze în principal pe câteva documente strategice ale guvernului, să se vadă și cum sunt ele, să se vadă și cum se corelează între ele și care să-i ofere primului ministru o imagine, și aici mă refer nu doar în raport scris, dar cu o bază de date online, cu indicatori, pe principalele măsuri din programul de guvernare, din programul național de reformă, documentul care transpune obiectivele strategiei UE 2020 la nivel național, corelarea cu strategia fiscal-bugetară și, în ultimul rând, cu programul de convergență. Mulțumesc, Radu. Într-adevăr, sunt o serie de obiective care sunt importante și această abordare de a ne focaliza pe un număr limitat de priorități, cred că e cea care ar putea să producă rezultate mai bune față de ce am obținut până acum. Mergem mai departe și we will be switching to English. Mr. Gary Reid, as I mentioned in introduction, World Bank consultant with a lot of experience in assisting the Romanian government on center of government and strategic planning and general public administration reform. Gary? Sure. Even though I don't speak Romanian, I suspect I understood a fair amount of what was just said. And what I'm going to say probably repeats some of what's already been said, I guess. And I think like the key thing that is needed in order to get the policy formulation and implementation processes working better is that there has to be a better focus on whether you're getting the results that you're aimed at. And one of the things, of course, that the unit on public policy within the General Secretariat of the government can do is to work closely with, starting with one or two ministries and gradually rolling out to more ministries, helping them to figure out how they can capture systematic evidence on the extent to which specific policy objectives or program objectives are being met, and then use that data to inform the policy debate. That's not the only source, though. I think that the Ministry of Finance, which already has this partially into its budget process, ought to work jointly with the GSG on getting those types of indicators that they both agree make sense and the line ministries make sense. In addition, I think it will be particularly helpful if agents completely outside the government start to generate such evidence on their own from whatever sources they can and put it into the newspapers, put it on the radio and the television and say we're doing a good job or a bad job in schooling in this particular locale, etc., or whether it's on power supply or whether it's whatever the public program or policy is, you need to have sort of a constant stream of evidence coming from outside the government on how well particular policy objectives are being met or not met, and so that will force the debate in the cabinet, in the parliament, in the individual ministries to focus more on evidence of whether they're getting results or not, rather than just talking about procedures, etc. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc foarte mult participanților la discuție.